cu ei. Că și eu nu vreau război. Da. Pentru? Pentru ce? Ai tu autorizație? Sunt cu ei. Ce ești cu ei? Și eu, ai de fapt ești cu ei. Tu ești cu ei? Da. Da? Ești cu ei, da? Jandarmerie să intimideze niște tineri, că de ce strigă nu vrem război. Ai tu autorizație? Ce aberație putea să nască jandarmul acela. Nimeni n-are nevoie de autorizație într-un stat de drept european. Dacă protestul e pașnic, civilizat, e și legal. Nu trebuie autorizat de miliție. Jandarmii nu se lasă până nu legitimează copiii ăștia. Ar fi bine să nu mă încurcați. Dar bă, arătați și mie cum am făcut.
Arătați-ne împreună, arătați cum am făcut șene obșene. Că eu nu mai amintesc. Întrebăm și pe oamenii ăștia să vedeți că n-am făcut cum am văzut. Încă nu mai amintesc, n-am făcut șene obșene. Da. Dar n-am făcut niciun șenopșen, am spus. Păi pe asta vă întreb, arătați și mie ce șenopșen am făcut. Vă întreb, spuneți, nu, n-am făcut niciun șenopșen. Dacă făceam, credeți-mă că cu mare drag vă recunoșteam. Să mă rog, dar nu vă recunoșteam cu mare drag, că eu întotdeauna. Eu cu poliția v-am recunoscut. Nu era, mă, că fie din pat. Când îi face șenopșene? Pe bune, când îi face șenopșene? Cu mare drag vă rog să mă așa întâlnesc când îi face șenopșene. Dar deocamdată n-am făcut. Deocamdată nu l-am făcut. Dar bine. Brava jandarmerie română. Se războiește cu 3 copii. Plătiți pentru asta din bani publici. Solidaritate! 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 Solidaritate!